Descoperire neașteptată la un control al polițiștilor de frontieră din cadrul punctului de trecere a frontierei Giurgiu. Trei afgani și doi pakistanezi au încercat să intre ilegal în România, ascunși într-un camion încărcat cu utilaje de morărit. Vehiculul matriculat în Turcia era condus de un cetățean turc în vârstă de 48 de ani. Marfa era destinată unei societăți comerciale din România. În urma verificărilor, polițiștii de frontieră au stabilit că migranții au vârste cuprinse între 18 și 20 de ani. Aceștia doreau să ajungă într-o țară din vestul Europei. Cei cinci au declarat că s-a urcat în semire morca autocamionului fără știrea șoferului, într-o parcare din Turcia ajutați de un alt cetățean turc, căruia i-au plătit 1000 de euro fiecare. Conform protocolului româno-bulgar, migranții au fost preluați de polițiștii de frontieră bulgari în vederea continuării cercetărilor și aplicării măsurilor legale care se impun.